Care cea cărți preferată de tale? Nu știu ce să citesc. Citesc, dau o căutare pe Google. Citesc să te-ți place ție. Păi mă, vreo trei și le-am auzi, tot citit auzi, altele, auzi altele decât el, se zice aici. Vezi că toată cartea așa, știi? Bun, așa. În lectura autorului. Hai, duc. Jaful. Trebuie să strig, nu? Să vorbim. Da, 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 un pic mai tare. E bine ca azi dimineața. În dimineața zilei de 29 februarie 1969, poetul Croasanov descoperi că a fost jefuit. Cineva îi pusese pe masa de lucru o foaie albă în schimbul celei pe care o lăsase chiar el peste noapte. Și unde chiar înainte de a merge la culcare, scrisese neprețuitul titlu al viitorului său poem. Așa ticăloșie era de neimaginat. Așa nenorocire nu se mai întâmplase de zeci de ani, pe când criza financiară obliga să se scrie haicuri pe foițelor chiștoace culese pe furiște prin ganguri după lăsarea punerii. De zeci de ani avea acea sacră rutină, lăsa peste noapte un titlu pe foaia albă, apoi se ducea să se culce, iar viselor noastre șoptească restul poemului. În zor nu făcea decât să transcrie, ce aflase în somn, apoi sigila nestemată într-un plic, pe care îl trimitea printr-un curier special agenției. Odată pe lună scotea un volum, cel puțin la trei luni sosea câte un premiu. Odată pe an primea o medalie și declama chipzuit cea mai proaspătă capodoperă într-o ședință solemnă din plenul Parlamentului. Ziua aceea tocmai venise, iar el era complet descoperit, mai rău decât dacă s-ar fi prezentat la tribună în pielea goală. Încerca să se culce la loc. Cine știe, poate să trezise din vis în alt vis. Inutil, telefoanele începură să sună, să curgă mesajele de felicitare, de încurajare, la televizor pregăteau deja transmisia în direct, la ușă suna rădător șoferul agenției. Oricât se căzni, nu reuși să scrie nimic pe foaia albă. După multe ore de suspans și de agonie, când nici pe picioare nu mai știa să țină, fu luat pe sus, dus pe brațe și proptit în tribună. În fața națiunii, tuși, deschise de câteva ori gura în gol, o închise. Mai tare, strigau senatorii. Vă rog, maestre, făcu președintele și medalia sa din mâini. Dar poetul, neprețuitul poet Croasanov, abia mai deschidea și închidea gura încet ca un pește, tot mai încet până alunecă lin și se stinse. Funeraliile au fost grandioase. Ultimul său poem, complet alb, a fost tipărit pe prima pagină în toate ziarele, a fost dăntuit în piatră în toate orașele și a intrat în program obligatorie la BAC. Mergi mai departe. Rămâi, rezistă, mergi mai departe, fii ca Angela. Nu te compar cu nimeni, știu că te enervează, e doar un titlu de film. Nu știi jocul acela, alege o literă și toți spun filmele care încep cu ea. La A, mereu mi-aminteam întâi de filmul Angela merge mai departe. Nu știu de ce, nu-l văzusem. N-am văzut niciun film, n-aveam bani, dar știam o grămadă de titluri, eram tobă de titluri. Mi-era frică puțin de pedeapsă și poate doream să stau în joc cât mai mult ca Angela. M-ar fi bucurat să câștig Tomaio cu secretul meu rușinos, Tomaio care nu văzuse în vreun film niciodată. Doar Veronica, mucoasa cu șoareci, Chercheliț și motanul Danilă sau Mihaela, porția zilnică de desen animat, înainte să merg la culcare, lingurița mea de chinină. Dar mergeam mai departe, sorbeam toate afișele, învățam pe de rost toate titlurile, îmi închipuiam ce se întâmplă mii de ore închis în cinematograful meu personal. Din fundul minții ieșeau câte unul din joc, eu mergeam mai departe, la fel ca Angela. Nu l-am văzut niciodată, nimeni nu mi l-a povestit, dar la A era primul care îmi venea în minte. Angela merge mai departe, poate că ascundea un mister legat de o chestie feminină, ceva din culise, metodele de supraviețuire. Angelică, ea deschidea nesfârșitele liste de multe alte mistere, mergeau mai departe. Ca ea, orice s-ar fi întâmplat, ea mergea mai departe, din film în film, în toate juca numai ea. Atunci am condamnat pe toți la Angela. Alo, aterizează Angela. Atenție la pana Angelei, atenție! Am zburat deasupra cuibului ei pe aripile Angelei, pentru un pumn de Angela. Privește înapoi cu Angela. Ocolo, Angelei în 80 de zile. Angela misterioasă. 20.000 de leghe sub Angela. Lăsați-mă să Angela. Vă place Angela? Angela ursul polar. Angela câine de circ. Dar și Angela se împușcă, nu-i așa? Acum, cine continuă? Cu cine merg? Cu cine galopez mai departe? Mihaela? Nu iar desen animat, nu chinină. Mirela, stăpâna inelelor. Gabriela, 7 ani în Tibet. Manuela, o descași de pe net. Antonella, dansând cu lupii. Laurela, ochii larg închiși. Neverozela, Bombănela, Mofturela, Trâncănela, Pupisela, Mețela, Pisicela, Smiorcăela, Pupăzera, Sfioraela. Nu mai vreau! Nu mai rezist! Nu mai pot să mă uit! Nu mai merg nicăieri!
Nici mai departe. Nici mai departe. Aici. Aici. Refuz mersul, refuz depărtarea, refuz holbarea, refuz developarea, interzic filmele de lung metraj, de scurt metraj, interzic orice fel de metri, clipurile, clipa, clipirea, refuz, interzic categoric, dat ochilor peste cap, stric, interzic pisiceala, stric, interzic înguritul, porceala, stric, interzic piuitul, maimuțăreala, mugitul, nu hotărâi războaielor audiovizuale, hotărâi reclamelor factive, corupției, curimel, divagațiilor de licra, jos chiloței cu frișcă, jos steriletele cu bulinuțe, jos telefoanele aerobice, frigiderile tanga, jos stândăluțele cu cilindri în V și rujurile cu injecție, fustele cu servodirecție, sutienele hidramate și așa mai departe. Niciun și așa mai departe! Ba! Niciun ba!